Controlul a fost inopinant și toți cei depistați că nu respectă regulile de circulație sau nu folosesc echipamentul aflat în dotare au fost sancționați individual. Aceste verificări sunt făcute frecvent de Ministerul Sănătății și acum a venit și rândul județului nostru. Aseară am înțeles că a venit și rândul județului Gorj. Această acțiune este absolut secretă vis-a-vis de autoritățile locale și s-a instituit această activitate. Sigur că da, au fost controlate câteva echipaje de ale noastre, nu știu foarte exact câte, pentru că acțiunea s-a desfășurat atât în cursul după amiezei de ieri, cât și în cursul nopții. Au fost două echipaje, două ture. După câte am înțeles, s-au depistat câteva cazuri, că nu toți purtau centurile de siguranță. Și unitatea de primiri urgență a fost verificată de reprezentanții Ministerului Sănătății. Vasile Stănculete este optimist și nu crede că au fost depistate nereguli. Singurele nereguli pe care le știți și dumneavoastră sunt problemele care sunt în urgențele majore, care câteodată mai sunt niște neconcordanțe. Dar în ceea ce privește aparatura, asigurarea medicamentelor în unitatea de primiri urgență și a materialelor sanitare, aceștia există. Ambulanțierii au primit amenzi individuale în funcție de deficiențele găsite. Problemele identificate se referă la nepurtarea centurii de siguranță și lipsa echipamentului. În urma controlului au fost aplicate două amenzi în valoare de 3.000 de lei.